Într-un punct, sigur că suntem mulțumit pe un punct de 3 puncte. A fost un joc în care am controlat până la repriză, chiar dacă ei au scris la o fază fixă, un penalti acolo, care a făcut penalti. Am revenit foarte bine. Am dat două goluri și am mai creat câteva ocazii frumoase prin repriză. A doua repriză am avut unele momente în care se face împreună acolo cu Ivan, cu lovitura de cap al lui AK. Și aici am primit gol la o fază fixă. În ultimele două meciuri și la Steaua și astăzi am primit 4 goluri toate din fază fixă. Pas penalti și lovitură la Ghencea, la fel o lovitură liberă și iarăși o execuție de la 6 metri cu Mărtean, așa că la capitolul cam cam bine. Un punct puțin pentru ce ne-am propus astăzi. Nu ne mai decât să recuperăm la Medieș. S-a auzit demisia din tribune, v-a deranjat? S-a auzit demisia din tribune, când era 2-2, dar nu înțeleg ce s-a auzit demisia la 2-1. Când echipa a jucat frumos, eu am auzit aplauze și au fost o atmosferă frumoasă, prima repriză. Și când adversarul a produs 1-0, am revenit 2-1 și toată lumea striga, și tot suporterii, tot publicul ne încuraja. Ne-am făcut momente frumoase de joc. La 2-2, tipic oltenesc, ne întoarcem și puteam să încurajeze mai mult băieții să sprijine la final. Dar așa suntem noi, știi, că până bine, bine, la rău să fie și mai rău. Că m-au deranjat, pentru că până la urmă știu unde sunt și știu ce mă așteaptă. Dar pe presiune am avut tot timpul și am tot timpul cât antrenez. Dar păcat că nu ne schimbăm puțin și nu înțelegem cu tot valoare și partea de moment este mai puțin plăcute.